În campania electorală, primarul Boșoadeală a promis că noul mandat se va ocupa și de trotuare, nu doar de străzi. În aceste zile, muncitorii de la Urbiserv lucrează de zor pe Bulevardul Unirii, pe trotuarul dintre străzile Ciochinescu și Ciucurete. Toată îmbrăcămintea asfaltică era deteriorată, turnată acum 20 ceva, 25 de ani și între timp a suferit degradări și naturale, dacă pot să zic așa, și datorită intervențiilor care au fost în această zonă. Trotuarul va fi asfaltat, dar mai înainte se refac gurile de canal și bordurile. Acum are loc înlocuirea îmbrăcăminței asfaltice, înlocuirea capacelor de cămin deteriorate și aducerea lor la cotă, realinierea bordurilor și apoi îmbrăcămintea asfaltică. Din partea locatarilor și a trecătorilor există solicitări ca refacerea trotuarelor să fie extinsă dincolo de Ciochinescu și Ciucurete. Deocamdată lucrăm pe tronsonul între Ciochineste și Ciucurete și într-o etapă următoare, după ce vom termina acest tronson, vedem care va mai fi comanda. Municipalitatea a dat o veste bună buzoienilor și în privința trotuarelor. Marea asfaltare, care va începe în primăvara anului viitor, va însemna refacerea nu doar a străzilor, ci și a trotuarelor.